Zeci de hunedoreni din mai multe zone din județ au apelat deja la serviciile oferite de secția de stomatologie din cadrul Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara, aflată în ambulatoriul unității medicale. Conducerea spitalului își dorește însă să extindă aceste servicii, urmând a fi transformată într-o secție de urgență stomatologică. Am dezvoltat un proiect, deocamdată e dezvoltat parțial, cu un interval orar. Intenționăm în perioada următoare să-l facem non-stop. Am avut, până la urmă, pot să-i spun chiar plăcerea și să văd că vin pacienți în stomatologia Spitalului Hunedoara, de la Călan, de la Hațeg, nu doar hunedoreni. Deocamdată avem doi medici, am așezat programul săptămânal în așa fel încât să acoperim cât mai toate zilele, de fapt, și programul este lunea și marțea de la 7:30 la 14:30, miercuri, joi, vineri de la 7:30 la 21:30, mijlocul săptămânii acoperit total, și sâmbătă și duminică, în momentul în care nu se practic, cabinetele private nu lucrează, de la 7:30 la 14:30 zilnic, adică și sâmbătă și duminică. Ținta noastră pentru perioada imediat următoare este să mai aducem încă 2 sau chiar 3 medici stomatologi, să trecem, o să facem adresă la Ministerul Sănătății, să vedem cum demersurile legale, să trecem cabinetul de stomatologie de subambulatoriu sub tutela urgenței și să facem ca un serviciu de urgență integrat în urgența mare.